Apocalipsa, capitolul 5, versetul 1 și 2. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Aici vedem că Dumnezeu ține o carte, un sul. Un sul este un pergament de lungime mare, înfășurat, ce trebuie să fie desfășurat pentru a putea fi citit. Pentru a înțelege ce simbolizează un sul, trebuie să ne întoarcem spre Vechiul Testament. În Levitic 25, cu 24 și 25, citim: de aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământ. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Exista o lege în Israel că atunci când un om era așa de sărac încât trebuia să-și vândă proprietatea, cea mai apropiată rudă trebuia să o cumpere pentru el. Aceasta se numea răscumpărarea pământului. Cum ni se aplică aceasta nouă? Dumnezeu i-a dat lui Adam tot pământul, i-a spus să-l stăpânească și să-l supună, dar Adam nu a ascultat și a sărăcit. Astfel, i-a dat actul de proprietate lui Satan. Atunci, Satan a devenit stăpânitorul pământului. Când Satan l-a ispitit pe Iisus în pustie, i-a arătat slava lumii și i-a spus: toate acestea ți le voi da ție, pentru că mi-au fost date mie. Luca 4:6. Cine i le-a dat? Adam. Sunt multe daruri pe care Dumnezeu i le-a dat omului și pe care acesta i le-a dat diavolului. De exemplu, Dumnezeu le dă oamenilor bani și sănătate, iar ei le dau diavolului, folosindu-le pentru a se deda la plăceri egoiste. Acum, acest pământ pe care Adam i l-a dat diavolului a trebuit să fie răscumpărat. Dar citim în Levitic 25 că numai o rudă apropiată, un neam apropiat, ar putea să-l răscumpere. Pentru aceasta Iisus a trebuit să vină ca om. Numai așa putea el fi ruda și răscumpărătorul nostru și să răscumpere înapoi pământul pentru Dumnezeu. În Ieremia 32, versetele de la 6 la 9, citim despre Ieremia, că a cumpărat un pământ pentru ruda sa conform acestei legi. El a plătit banii și a semnat actul cumpărării. Actul a fost un sul care atunci se înfășura și se sigila. Ieremia 32:10. Despre un sul asemănător citim și în Apocalipsa 5, actul de cumpărare al pământului, iar îngerul a întrebat: cine este vrednic să-l răscumpere? În cartea Rut vedem încă o imagine a acestui tip de răscumpărare. Rut era o păgână care se măritase cu un iudeu în Moab. Când i-a murit soțul, a venit în Israel cu soacra sa Naomi. Amândouă erau foarte sărace și cineva trebuia să răscumpere pământul care aparținea soțului răposat al lui Rut. Cel care putea să răscumpere era o rudă apropiată numită Boaz. S-a dus, deci, Rut la Boaz și i-a zis: poți să-l răscumperi pentru mine? Legea susținea că dacă un om muria lăsându-și soția văduvă, fratele său trebuia să se însoare cu ea. Deuteronom 25, versetele de la 8 la 10. Astfel, Boaz a trebuit să răscumpere acest pământ și să se însoare cu Rut. Dar când Rut a venit la Boaz, el i-a zis: există cineva care ți este neam mai apropiat decât mine? Trebuie să-l întrebăm pe el mai întâi. Dacă el nu vrea să cumpere pământul și să se însoare cu tine, atunci le voi face eu pe amândouă. Boaz i-a dat de veste celeilalte rude, dar omul nu voia. Astfel, Boaz a răscumpărat-o pe Rut. Rut este un fel de biserică săracă și care necesită răscumpărare. Cea dintâi rudă, legea, nu a putut să ne răscumpere. Atunci Boaz, preînchipuindu-l pe Hristos, ne răscumpără și se căsătorește cu noi. Aceasta se spune în Roman 7:4. Frații mei, ați murit față de lege ca să puteți să vă căsătoriți cu Hristos. Amin.